Duminică 1 februarie a avut loc cel de-al patrulea marș de protest împotriva poluării din municipiul Sebeș. La acțiune au participat aproximativ 1000 de persoane care au continuat să solicite autorităților măsuri urgente pentru oprirea poluării. Protestatarii au precizat că pe platforma Conoșpan există 8 rezervoare de 15.000 de litri fiecare, în care este depozitată formaldehida, 2 rezervoare de metanol de 10.000 de litri fiecare, precum și rezervoare de anhidridă maleică, de melamină, motorină, benzină și alte substanțe chimice foarte periculoase și care deservesc fabrica de formaldehidă de 30.000 de tone pe an. Sebeșul poate fi considerat orașul din vecinătatea unei bombe chimice, care poate oricând exploda cu efecte devastatoare, apreciază protestatarii. Mai mult, cetățenii prezenți la marș apreciază că suportul autorităților locale este îndreptat mai mult către investitori, nu în favoarea populației care are dreptul să afle informații despre existența unor amenințări la sănătatea ei. Deși se cere suspendarea activității în urma neregulilor descoperite până acum, nereguli care obligă populația să trăiască într-un stres permanent, intimidările de tot felul la care sunt supuși unii dintre participanții la marșurile de protest, depășindu-le concentrației maxime admise de formaldehidă și lipsa unui studiu de impact asupra sănătății populației din zona Sebeș, constituie abateri grave și necesită un răspuns și o clarificare cât mai rapidă din partea autorităților competente a situației din Sebeș, se precizează într-un comunicat al protestatarilor transmis presei. Locuitorii municipiului Sebeș vor continua protestele duminică 8 februarie, începând cu ora 14, în parcul primăriei din municipiu.